Așezământul monahal social Țara al Măjului Bozovici din județul Caraș-Severin a aniversat astăzi în ziua hramului 10 ani de la punerea pietrei de temelie. Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. La slujba au participat beneficiarii centrului social precum și pelerini din mai multe zone ale țării. Momente de bucurie, fiindcă în aceste locuri se află această mănăstire, ale cărei lucrări au început în urmă cu 10 ani. Prin strădania părintelui Stares Teofil, om al locului, bun teolog, profesor de religie, dar iată și un egumen, parcă născut să fie, această mănăstire a înflorit, lucrările sunt finalizate în proporție, cât am observat eu, fără să-l fi întrebat pe părintele, în proporție de 90%. Este impresionantă și lucrarea filantropică, așezământul de persoane vârstnice, care număr destul de mare, care trăiesc aici de câțiva ani. Piatra de temelie a așezământului a fost pusă în data de 22 septembrie 2013. Biserica a fost târnosită în anul 2018. Anul acesta, 2023, se împlinește 10 ani de când s-a pus piatra de temelie la această sfântă mănăstire. Cu acest prilej, părintele de aici de la mănăstire, părintele Teofil, a gândit să amplifice sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care este și hramul acestei sfinte mănăstiri, prin prezența preasfințitului părinte episcop Nicodim. Îl felicităm pe părintele Teofil pentru frumoasa lucrare pastorală, dar și socială pe care o dezvoltă aici, mai cu seamă că are în grijă la acest așezământ social monahal peste 80 de bătrâni de care se îngrijește zilnic, astfel încât să poată să își ducă viața în condițiile cele mai bune, conform și legilor în vigoare, și pentru acest lucru trebuie să îl felicităm pe părintele Teofil, dar din preună cu dânsul și pe toți cei care contribuie și susțin această frumoasă lucrare socială care, iată, s-a înșghebat în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, Țara al Măjului. Iată, am împlinit un deceniu de activitate aici pe înălțimea binecuvântată și sfântă a Almăjului, un deceniu în care am temeluit, urmând ca în următorul deceniu să zidim duhovnicește. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în acest deceniu, mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, s-au rugat împreună cu noi. Mulțumim tuturor celor care astăzi au participat la bucuria mănăstirii noastre, credincioși și preoți din zonă și nu numai. La final a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii și beneficiarii așezământului trecuți la Domnul.